Vă salut, dragi pescari! Astăzi suntem la Balta, Valea Ciorii. Suntem aproape de Urăștie. Sunt împreună cu tatăl meu. E acolo un pic mai în spate. Nu știu dacă se vede. Așa. E prima oară când venim pe Balta asta. O să încercăm să prindem ceva crab, ceva caras. E o baltă foarte mare. E chiar faină. Foarte faină. Și vedem ce ieși. Din câte vedeți, deocamdată încă plouă. Noi când am plecat de acasă, de la Petroșani, ploua torențial. Aici plouă, dar mai mărunțel. Ploaia până pe la vreo 10 o să țină, așa că să sperăm că e bună prognoza, în primul rând. Și că iese un pic soarele afară, mai târziu. Țineți aproape că o să fie cu siguranță câteva capturi foarte, foarte faine. Și o să vă prezint și montura. Și bețele, tot facem ca la carte. Țineți aproape. Da. Buba. Ai luat 10 kg de nadă cu tine, a? E o fungă de aia de roșie. Toată. Aia ce-o cumperi vărsată? Nu, e benzar. A, benzarul? A, am înțeles. Nu e, dar nu știu. Ce mai am și gata. E expirată, eu zic. Ce expiră asta? Am glumit, măi. Știu că țin. Da, pe umbrela trebuie să-l punem și... Da. Aia e prioritară. Acuș. Până nu plouă, mai nașpa. Zic, e prioritară, până nu plouă, mai nașpa. Hai să scoatem umbreluța. Că până la ora 10 se anunță ploi. N-ai un toporișcă? În mașină? Da. N-ai, că mă duc să aduc atunci. Da. Perfect. Ai albastră de nadă? Da, mă, ți-a zis că e cutia aia de... No. Ideea e că trebuie să luăm niște apă pentru nadă. Mai că e cam departe apa, așa că vom improviza. Am aici gălețuia mea specială. Folosim și asta. Sper să fie suficient de lung. Vezi? Dacă n-am luat o sfoară și eu de acasă. Uite așa. Ia să vedem unde putem cobora. Să ne fie mai ușor. Uite aici. Pac! Cam alunecă, nu de alta. Perfect! Bun. Acum, să ne apucăm să facem nada. Am zis că astăzi să fac un experiment și să încerc nada de la senzor. Am mai multe tipuri de pelete aici, am și pelete de 6, am și pelete de 2, am aici un mix interesant, așa, am pelete tot de la senzor, micropelete bicarb, vedem exact ce cu ele, așa, și ca și nada o să încerc topa mixul ăsta, squid și krill. Toată lumea a lăsat recenzii super, super bune pe net, așa că facem experiment astăzi și vedem ce prindem cu el. Așa. Și eu zic să ne apucăm de treabă. Facem nada, o sităm frumos. Trebuie să o umectăm de 2 ori din câte am înțeles nada asta. Și apoi începem cu nădirea grea. Hopa, uite, are și popapuri aici, fii atent. Are pufii în ea, are pufii și... Nu știu să se cere, ale cred. Vedem. Ajunge jumătate de pungă momentan. Oricum asta trebuie să sităm neapărat, că nu o să ne stea pe metod. Pac. L-am păcălit. Nu știu ce am păcălit, dar vedem imediat. Da, cred că e un caras. La pop-up. Nu
Da, tata, rezolvăm, nu-i niciun bai. Da, e un cărășel. Frumușel. Dai ăla, te rog. De fapt, stai că ajung eu la el. Bă, e mai mare pop-up-ul. Ah, s-a dezgățat. Așa, pe asta o scoatem și o relansăm. Ca să fie bine. Așa. Deci, cum spuneam, mai înainte nu s-a înregistrat, nu știu din ce motiv, habar n-am. Nu s-a înregistrat vocea, dar mă rog. Deci, avem două lansete astăzi cu care pescuim. Asta e un Trabuco Signum de 90 de grame, care dau undeva la 20 de metri, ceva de genul. Pescuiesc cu un Method Feeder și un cârlig cu un popa mic. Și la celălalt băț este un Shimano Aero X1 de 3,90, tot așa de 90 de grame, cu ăsta dau undeva la vreo 40 de metri, ceva de genul ăsta. Prima trăsătură a fost la ăsta de dau la 40 de metri, la ăsta deocamdată nimica, dar mai e timp, nu e grabă, așa, și vedem ce capturi mai apar pe parcursul zilei, oricum. Timp, mai este berechet, abia pescuim de jumătate de oră, ceva de gen. Bun. Să mai strângem o dată. Și să și lansăm. Ei, te fac prostii. Asta era intenția mea, dar mă rog. Un caras mai îmbrăcat. Ia uite. A, nu, e un carășel. Păi nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. E destul de îmbrăcat. Uite. Lasă, dă-i drum. Îi dau drumul? Pa! Îmi stăbi firul aici. Da. Cu siguranță. Da. Mă fi țăcăne la el. Pa, că l-am luat. Dar e unul îmbrăcat măcar. Zic eu, nu mai mare măcar. Așa pare cel puțin. E frumoșel, vezi? E frumoșel. Ce? Papă roșie. Roz. Roșu. Roz. Roz. Asta e roz. E rotund sau lungul? E mare sau? Uite ce mare e. Nu, nu. E un caras mai răsărit.
Pac. Pac. Nu, tot de departe. Numai de departe iau. Bă, ce frumos e. Foai. Super fain. Nu, tot caras, dar să știi că o tras violent, exact ca un capul tras, pe cuvânt. Da. Că inițial mă speria să mi-a zis că e trap, știi? Ce car așa e. Bun, am schimbat din nou strategia. Un coșuleț de 30 de grame, un firmă plătit, un forfax scurt și un cârlig cu 2 viermișori. Stai așa, ce s-a întâmplat aici? Mamă, ce aiure, a intrat cărlin. Stai puțin, să-ți scot cărligul, tatea. S-ar pești încolo, să mor eu. Hai, cărășelule, hai. Curaj. Ah, că l-am luat. Te-am păcălit, tata. Hai încoace. Hai încoace, cărășelus. Ia să-i mănu, fain măcar. Ohohoho, ce frumos e. Ia ce caras fain. E ce caras fain aici. Super. Pac. Super frumos. Carasul. Totuși e rece. L-am păcălit acum. Insistenți pești ăștia, mă, carași ăștia. Tăta, țăcă-ne la ea. Opa, hai afară. Ia ce cărășoi fain. Pac. Da, măcar carașii să mânce. Ce să zic? Pac.
Da. Ui să stea. Da. A? A. Nu e mare, dar nici mic. Zic, nu e mare, dar nici mic. Uai, dar tu știi ce rece e? Ai simțit ce, ai simțit ce rece sunt? Pe ce? Banditule, ce trăsături. Vino cu acărășoiule. S-a dezlipit din cârlig, da. Îi dau drum. E mic, da? E micuț, da. Păi, la Ducean. Păi, de treabă, la Ducean. Da. Deci la 5 strângem, da? Sau și mai repede de 5, dacă de. Păi vedem ce mai prindem. Da, vedem ce mai prindem. Deocamdată... Da, din păcate. Ia vezi că nici carasul nu prea mai vrea. Am mai schimbat odată bățul din stânga, am mai pus odată metodul. Adică am scos coșulețul, am pus metodul iară. Vedem, poate păcălesc un crab din greșeală. Poate așa, așa nu-l luați. De ce te-ai văchinuit atât? Păi fi de plăcere, nu? Nu de altceva. Ca să-l simți în băț. Să simți senzația, pentru senzație mai mult. Nu? Da. Bate vântul cam puternic. Din păcate nu prea mai vrea cine știe ce. Câteva cărășii am prins și cam atâta. Slab oricum, slab, slab. Mă așteptam la mai mult astăzi. Crapul toată ziua a sărit pe partea elaltă, în colț. Acolo era loc ocupat și am zis că pentru o oră n-are sens să ne mai mutăm. Na, am prins câțiva cărășei, tata a luat câțiva carași moș, eu am luat câțiva carași moș. Mai ales la bățul, la viermișor. Am avut activitate. Măcar nu m-am plictisit, asta e important. Am încercat la bățul din dreapta cu tot felul de minuni, cu pop-up-uri, cu dumbbell-uri, cu... ce am mai dat? Cu porumb flotant, cu pelete. Deloc. N-a vrut absolut deloc. Am dat cu bățul ăsta și în lat, și în mal, și în mai spre stâlp, și mai spre baliză. Degeaba, efectiv. N-a vrut și n-a vrut. Crapul să pună botul deloc. În schimb, carasul a tot tras, binișor. Dar de vreo oră, chiar două, ceva de genul ăsta, foarte rar, intră și ăla. Undeva la 1-2, la jumătate de oră, o oră. Ceva de genul ăsta. Deci nu mai sunt trăsături atât de dese, din păcate. Dar mai insistăm, mai avem o oră și jumătate de pescuit. Și mai vedem, poate din greșeală ne intră un crap. Din câte am înțeles noi, dincolo pe malul celălalt s-ar fi prins crap. Și că 14 crapi. Acum, dacă o fi adevărat sau nu, habar n-am.
Într-adevăr, pe malul celălalt, în zona aceea, au sărit în continuu crapul, însă chiar dacă am pleznit-o până aproape de ei, nu au vrut efectiv să pună botul. Și mai e o zonă acolo, nu știu dacă se vede pe filmare, acolo în zona respectivă unde-i pietrișul ăla, și acolo sărea crapul în continuu, am dat cu ambele bețe, de ne-am plătisit și eu și tata, dar degeaba. N-a vrut și n-a vrut să pună botul. Asta este, noi capăt de lume. Mai insistăm un pic, mai avem o oră jumătate, cum spuneam. Mai prindem noi câte ceva. N-am fac greșe.